Bună seara și bine v-am regăsit, stimați prieteni. Sunt Vlad Madan și următoarele minute vă îndemn să rămâneți alături de noi. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, ne-am propus să discutăm despre briefingul de presă susținut de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, despre aspectele care au fost puse în discuție și despre modul în care pot fi ele implementate. Vom discuta împreună cu Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Pavel Medrigan, avocat. Bună seara și bine ați venit, domnule Medrigan! Bună seara! Domnule Novac, haideți să ne spuneți de ce era nevoie ca președintele țării să apară în acest briefing de presă și să pună accentele pe ei, pentru că s-a tot vorbit despre posibilități de dizolvare a Parlamentului, s-a vorbit despre posibilități de conlucrare și cât de reale în același timp sunt ceea ce a spus astăzi domnul președinte Dodon. Vă rog. Eu cred că anume astfel de abordare în cadrul unui briefing era necesară pentru a pune accentele și a explica tuturor cetățenilor Republicii Moldova de ce anume este necesară o astfel de inițiativă. Doar înregistrarea în Parlament și promovarea prin comisie, știți bine că nu tot timpul se mediatizează și nu toți cunosc scopul inițiativei legislative, ori presă nu prea apare nota informativă argumentat, adică argumentarea președintelui Republicii Moldova. De aceea, președintele a venit cu astfel de inițiativă, a explicat câteva teze de bază, a adus și argumente unde la nivel internațional se mai practică astfel de practici, a adus argumente, nu doar nu vorbim de, știți cum, mulți încep a învinui că preluăm ceva de la Federația Rusă, dar este practica astfel de state cum ar fi Franța, Austria, da, s-a făcut Slovacia, referire astăzi. Și de aceea o astfel de inițiativă este logică din simplu motiv. Președintele Republicii Moldova este ales de popor. Președintele Republicii Moldova, pe de altă parte, este un garant al Constituției. Dar, pe de altă parte, nu are pârghii. Și când deschidem Constituția Republicii Moldova și vedem că președintele nu are atribuții, președintele care, de fapt, este ales de popor și nu are atribuții de dizolvare, este ceva mai mult decât deplasat. Ori la ziua de azi suntem în condiția în care, cât de tare nu și-ar face de cap actuala guvernare, noi suntem în, adică președintele Republicii Moldova este în imposibilitate de a dizolva acest parlament, în condițiile în care, să zicem, parlamentul adoptă niște legi așa cum sunt ele. Ne place nouă, nu ne place. Însă dacă ele sunt adoptate, deja nu cad sub incidența de dizolvare. Exact și în cazul guvernului. Îl avem care îl avem, dar atâta timp cât el este, nu cade sub incidența dizolvării. Deci urmează pentru a face o balanță și un echilibru a puterilor în stat, anume era necesar această intervenție. Domnule Medrigan, domnul deputat făcea referire la faptul că un președinte ales de popor ar trebui să aibă anumite împuterniciri. Întrebarea mea este, această necesitate a fost creată acum, reieșind din faptul că președintele este un reprezentant al opoziției sau aceste modificări în Constituție erau necesare, erau evidente pentru a fi operate? Vă rog. Știți, eu să încep cu o glumă. Spuneți. Unii oameni zic că ce s-a încălzit afară și a apărut o înviorare. S-ar părea că, așa da, e, ceva da. Pe neașteptate, mai ales chiar și conferința de presă de astăzi, fiindcă au fost invocate câte ceva care nu mai au analogie în istoria Republicii Moldova. Eu, într-o mare parte, mă refer și vorbesc în langajul cetățenilor de la țară. Așa, mai simplificat, fiindcă noi la oraș suntem mai, nu știu ce, mai procedural, oamenii se întreabă, bă, ce se întâmplă acolo la voi? De ce președintele cu parlamentul și guvernul nu găsesc limbă comună? Care e problema? Da? Și în ce nu se înțeleg? Da? Fiindcă și aceste mesaje din partea președintelui și cei cui sunt adresate, adică parlamentului și guvernului, nu prea mult explică
necesitatea. Unii zic trebuie, alții zic că nu. Dar oamenii zice, păi, dar de ce nu lucrează împreună la urma urmei? Că noi suntem cetățeni pentru toți. Da? Am ales și Parlamentul, că suntem o republică parlamentară, totuși, până ce. Da. Și am ales și președinte. De ce ei toți acolo, cu studii, cu nu știu ce, se cunosc unul pe altul ani de zile și nu se înțeleg? De ce nu se înțeleg, oare? Și un prim punct sau o primă poziție care domnul președinte ar putea să o învoce, care ar fi la auzul cetățenilor, că domnul președinte, una din inițiative a fost că miliardul furat trebuie să-l întoarcă tâlharii. Și tot zice, da, da, într-adevăr, este. Și dacă am pune această întrebare la figurat la un referendum, eu cred că mai multe 90% ar fi afirmativ. Acum, dar de ce domnul președinte vrea ca să întoarcă tălharii, dar Parlamentul nu vrea ca să întoarcă tălharii? Dar de ce oare? Da? Omul își pune întrebarea. Ai furat, întoarce, nu? E logic. Deci se aruncă pietrele în grădina Parlamentului. Parlamentul ce zice? Păi știți FMI și încă o dată repet ca să știți, stimați telespectatori, ce-i FMI, se numește Fondul Mondial Monetar Internațional. Și ăștia zice, dar ce mai este și ăsta? Fondul Monetar Internațional este o organizație mondială care are bani. Nu știu de unde are bani fondul, dar ăsta este o organizație, una dintre, care are bani în toată lumea. Deci țările sărăcesc în ultimul timp, da? Tot mai sărace și mai sărace. Dar fondul are bani. Și cui vrea acest fond? Dă bani. Nu vrea, nu dă. Iată că noi îmblăm cu mâna întinsă la acest fond ani de zile și nu numai noi. Și România, și Bulgaria, și toți îmblă cu mâna întinsă. Da? Fiindcă nu sunt bani. Și iată, nu de mult a venit această delegație a FMI și a discutat și domnul președinte. Păi noi așteptam toți, inclusiv și eu. Eu vreau un răspuns foarte clar. Într-adevăr a insistat FMI ca din contul contribuabilor sau din contul cetățenilor să fie întors miliardul sau nu? Că s-au șușotit acolo nu știu ce și Parlamentul și președintele șușușu și s-au dus. Eu vreau să știu, într-adevăr FMI a insistat ca să întoarcem noi, dar nu tălharii, fiindcă eu trebuie să am și eu o poziție față de FMI, la urma urmei. Iată, n-am auzit. Parcă da și parcă nu. Fiindcă eu am citit unii experți din cadrul FMI și din alte organizații financiare internaționale și zice că nu, FMI n-a insistat. A fost mai mult inițiativa noastră, a Parlamentului nostru să arunce acești bani de pe această povară. Această povară. Și iată, noi vrem claritate, fiindcă dacă e așa inițiativa președintelui pe care eu personal o susțin, eu cred că FMI putea să facă un alt gest. Da, domnilor, noi vă ajutăm cât? Jumate de an, un an, doi, da? Cum a susținut unele guverne băncile în Statele Unite când a fost probleme financiare, dar cu timpul voi să întoarceți bani, da? Fiindcă această gaură, între timp voi, găsiți tâlharii, confiscați-le bunurile și întoarceți banii, dar nu de pe spatele cetățenilor. Ar fi foarte just și FMI, dacă ar fi o astfel de poziție, ar fi fost clar. Iată că dacă mai mult s-ar explica aceste inițiative, impactul, ar fi cred că ar fi o mai mare claritate, fiindcă iată, noi acum intrăm în aspectul tehnic, da? Că președintele vrea mai multe împuterniciri sau noi vrem o reformă constituțională. Astea sunt două chestii diferite. Iată, îl întrebăm pe domnul Novac. Domnul Novac, președintele vrea mai multe împuterniceri? Că sunt mai mult față de Parlament. Da. Sau o reformă constituțională? Eu cred că nu este vorba că vrea președintele sau nu, ele sunt necesare. Ori dacă noi vrem un echilibru în actul a primelor puteri în stat, ele sunt mai mult decât necesare. Și aici când vorbim necesare, ceea ce spunea domnul Mitrigan, noi pe de-o parte uitați-vă că avem mai multe pietre așa care stau sub apă pe care nu le vedem, dar de care ne împiedicăm permanent. Uitați că astăzi
Fondul Monetar Internațional, partenerii europeni inclusiv, tot au arătat din deget. Proiectul care se retrasă azi, cu amnistia fiscală. Este un pas făcut înapoi. Un chiar pas două proiecte. Da, este un pas făcut înapoi. Cu toate că, știți cum, ies speakerul și ne începe nou a da bombonele de astea, că uite că trebuie de înțeles corect, că sunt și lucruri bune și nu știu ce. Dar ca esență, noi practic legalizăm hoție care a avut loc. Exact și în cazul dat. De ce s-a pedalat așa de mult? Eu chiar atunci când noi vedem niște sondaje în față și ne spun sondaje, toți ne spun că a scăzut dramatic încrederea în vectorul european, dar de unde el să nu scadă atunci când partenerii europeni avem pe de o parte povara asta financiară pusă pe umerii noștri și ăștia tac, chitic, nu spun nimic și nu zic, domnul, dar luați o pauză. Mai ales că ne amintim când în toamna acestui an speakerul Candu spunea că noi am găsit 600 de milioane. Păi dacă ați găsit, este 600 de milioane. Pe de altă parte, nu e necesar să mai stai cu mâna întinsă către Fondul Monetar, să nu accepți condițiile lor, ai întors la buget banii furați, hoți evident la dubă. Noi am văzut o sentință de condamnare a Curții Supreme de Justiție, care definitivă. Dar noi cu miliardul. Dar noi cu miliardul. Pentru corupere pasivă. Trafic de influență. Trafic de influență. Și aici noi trebuie să-i dăm pârghii suplimentare șefului statului, deoarece șeful statului reprezintă majoritatea populației acestei țări. Dacă mâine mergem la un scrutin electoral, desigur că poate să facă coaliția de guvernare cine face. Un eventual referendum să-i acorde votul de neîncredere președintelui țării. Orice cetățean, indiferent, chiar dacă nu este adeptul ideilor președintelui, șefului statului, el oricum o să-l susțină, că el știe că prin taxe, impozite, el trebuie să scoată din buzunar bani și să-i întoarcă în locul celor care au furat. Adică aici este un paradox lipsit și deplasat total de logică. Domnule Novac, haideți să explicăm telespectatorilor chiar aceste puncte pe care le-a propus domnul președinte. Primul este destul, de fapt toate sunt destul de interesante, dar haideți să le luăm la rând să vedem. După consultarea fracțiunilor parlamentare, și avem exemplul Constituției franceze, adică președintele țării ar urma să se întâlnească cu membrii tuturor fracțiunilor parlamentare și în urma acestor discuții să ia o decizie pe marginea dizolvării sau nu a Parlamentului? Știți, noi, cetățenii Republicii Moldova, ne-am deprins timp de 4 ani să-l vedem pe șeful statului de anul nou, acolo când mi-e felicită și când mai împărțea câte un sac de medalii. Da. Acum vedem că avem un șef de stat activ care are întâlniri sistematice și o agendă destul de încărcată și nu vorbesc de întâlniri așa de dragul întâlnire, dar vorbesc că se întâlnește cu toți ambasadorii, absolut cu toți, care sunt dispuși și cei din Est și cei din Vest și cu ambasadorul Statelor Unite, cel puțin o dată pe săptămână noi vedem că are câte 2-3 întâlniri. Este binevenit. Și atunci când, eu cred că șeful statului nu are o problemă să întâlnească și cu fracțiunile. De ce nu? Un dialog pentru a asculta cum văd unii sau alții ieșirea de impas este binevenită. Iar atunci când șeful statului, care reprezintă majoritatea populației Republicii Moldova, vede că cei care fac parte din coaliția de guvernare nu văd cum se poate de ieși din impas, ori propunerile lui, care apropo, sunt niște propuneri destul de profesioniste, eu știu despre ce este vorba și în timpul apropiat o să vedeți că președintele țării o să vină cu o abordare profesionistă ce și cum trebuie. Chiar și în cazul miliardului. De ce nu să nu vină după un sfat acele fracțiuni parlamentare la președinte? Dacă am ajuns în situația că, haideți să spunem așa, că nu-i duci capul, păi consultă-te cu cineva. Și dacă noi ne-am pomenit într-un impas, haideți să o spunem așa cum ești. Actuala guvernare nu a venit la guvernare că se ducă de bunăvoie așa cum o fac în unele țări europene. Își dau demisia de onoare, măcar cumva să plece onorabil și să nu-i arate toți cu degetul. Și o
O astfel de abordare, cum spune domnul președinte, de fapt în proiectul înregistrat în Parlament, după consultarea cu fracțiunile, se poate dizolva Parlamentul, de ce să nu o fac? Și cazul Franței este cel mai bun exemplu. Da, aici s-a făcut referire la cazul Franței. Procedural, din punct de vedere juridic, găsim implementarea acestor propuneri a domnului președinte? Bun, uitați-vă. Vă rog. Puterile, da? Noi avem trei puteri și președintele ca un conciliator. Toate au prerogativele lor conform Constituției. Deci când am vorbit de împuterniciri suplimentare președintelui sau o reformă constituțională, și am menționat că sunt două chestii diferite, fiindcă mai mulți ani în urmă a fost creată de fapt o comisie parlamentară care examinează, analizează referitor la necesitățile ajustării Constituției, fiindcă noi de multe ori ne adresăm la Curtea Constituțională. Pentru a interpreta unele. Interpretare, fiindcă, bun, așa au fost timpurile în 94, deputații au adoptat prezenta Constituției, într-o mare parte au copiat-o din România și au lăsat multe viduri, să zicem, care nu sunt prea clare. Deci, în ce ar consta această reformă constituțională? Noi vrem ca să rămână o republică parlamentară sau trecem la o republică semiprezidențială sau prezidențială? Asta e prima întrebare. Doi. Și de ce? Da, chiar o să vă rog să și aici fiecare stat, nu putem să zicem că o formă este mai bună sau alta, fiindcă aceasta ea reiese sau derivă dintr-o cultură și o cultură juridică, de unele tradiții. Într-un stat, o tradiție este mai importantă și decât legea. Dacă o să ne uităm la popoarele din Caucaz, obiceiul este și mai presus decât legea. Dacă s-a spus că e așa, e așa. Fiindcă noi primim legi curta, dar cu îndeplinirea este mai complicat. Deci prima întrebare, trebuie să vedem dacă trecem la o altă formă de guvernare și cred că aici ar trebui și specialiștii și experții să fie o abordare mai largă, fiindcă sunt și plusuri și minusuri. Noi avem Belarusi, da? Pe mine personal îmi place cum e în Belarus, fiindcă se simte că este o putere. Un președinte care este totalmente în interesul statului și a poporului, i-a unit pe toți și i-a pus pe toți la lucru. Este un control. Procuratura, toate organele care erau, fiindcă am colegi cu care am studiat împreună, am lucrat la procuratură, procuratura lucrează ca și înainte. Duce supravegherea asupra respectării legii de către toți. Iată că la noi s-au refuzat. Nu mai trebuie o procuratură. Da? Acolo fiecare funcționar se întreabă, dar de ce încalci legea? La noi nu întreabă pe nimeni. Cu atât mai mult nimeni nu întreabă organele de control. Noi vedem chiar și furtul miliardului, fiindcă organele de control nu și-au îndeplinit funcțiunile sale. Asta prima întrebare și a doua. Iată inițiativele președintelui care au fost, sunt și vor mai fi. Dacă Parlamentul nu acceptă, ce se va întâmpla? Asta își pun cetățenii. Da, parcă-s bune, parcă-s fondate, parcă da, președintele, da, încă, dar nu se știe încă. Asta nu înseamnă că îi acordăm președintelui împuterniciri suplimentare și îndată viața se va schimba. Asta nu este așa. Dacă domnul președinte, chiar cu unele împuterniciri suplimentare, chiar și dacă trecem la forma de guvernare o republică prezidențială, nu va implica masele largi, specialiștii, experții, toată societatea, să nu fim atât de divizați, noi suntem undeva 50 la 50, fiindcă noi vedem state-națiune, cum zicem, unde acolo tot lucrează în unison și parlamentul și președintele și guvernul și acele state au probleme. Au probleme mari, fiindcă așa este conjunctura de astăzi în Europa și în lume. Sunt chestiuni economice, financiare, peste noi vin companiile transnaționale care nu e așa de ușor și ele sunt mult mai puternice decât oricare stat.
Ei cu bani, cu influență și așa mai departe. Deci chiar și în acele state sunt probleme, nemai vorbind că la noi se hârie, cum se zice, puterile noastre. Domnule Medu, prin urmare, da. Ca să continuăm, ce se va întâmpla dacă Parlamentul va ignora? La ce va duce? La o diviziune și mai departe, la aceasta care ar putea să ducă la alegeri anticipate? Sau iarăși la o divizare și mai departe, fiindcă, uitați-vă, este domnul deputat aici, colegul. Da. Dar cât sprijin are domnul președinte astăzi în Parlament, în afară de Partidul Socialiștilor? Fiindcă multe inițiative, acolo este modalitatea, quorumul de inițiativă legislativă, de modificarea Constituției și așa mai departe. Cu părere de rău. Chiar și acele partide, Pălădămășase, care chipurile sunt în opoziție, iată că stau deoparte. Chipurile sunt în opoziție, dar și nici la aceste inițiative rezonabile unele, altele sunt discutabile încă, dar unele sunt, în primul rând, zic, 1 miliard. Iată că stau chitic. Nu susțin, da. Nu susțin din alte considerente aceste inițiative, fiindcă, da, e pro, nu știu ce, pro, prin urmare, este o chestie importantă, dar destul de dificilă și întrebarea ce se va întâmpla dacă Parlamentul va ignora rămâne o întrebare destul de serioasă. Domnule Novac, punctul 2 zice, în cazul în care Parlamentul nu a implementat timp de 12 luni voința poporului exprimată în cadrul unui referendum consultativ, exemplu Constituției României. Ce înseamnă voința poporului? Ce înseamnă, de fapt, această posibilitate? Haideți să o explicăm. Dacă vorbind direct, cunoaștem că un plebiscit, un referendum, este cel mai democratic exercițiu într-un stat. Și vedem că chiar și unele state europene, în cazul Elveției, ei fac de 2-3 pe an referendumuri. Mai multe, dar pe diferite. Pe diferite subiecte de importanță majoră. Și atunci când voința poporului, noi parcă spunem că poporul este suprem, poporul este suveran, dar pe de altă parte se ignoră. De aceea acest punct vine anume în întâmpinarea și excluderea acestui fenomen. Pe de altă parte, de-a lungul timpului, de la 2009 încoace, noi am avut o sumedenie de hotărâri a Curții Constituționale. Una din hotărârile Curții Constituționale este hotărârea numărul 17 din 12 iulie 2010, în care Curtea a reținut că prerogativa șefului statului de a dizolva Parlamentul constituie o garanție constituțională care permite soluționarea și deblocarea unei crize. Situație politică. Și atunci când noi avem hotărârea Curții, noi avem legislația, care avem, ele contravin una alte, ele se bat cap în cap. Păi ia ca hotărârea Curții Constituționale, să vedem cei care respectă hotărârea Curții Constituționale. Chiar mi-e interesant dacă o să ia în calcul. Unul din argumente invocate de către domnul președinte în nota informativă este inclusiv respectarea acestei norme prevăzute de Curtea Constituțională. Curtea Constituțională. Și ceea ce este stipulat în punctul 2 cu referendumul consultativ, da, evident, orice stat, dacă își respectă cetățenii săi, trebuie să ia în calcul acest vox populi. Ori, în caz contrar, tot măria sa cetățeanul, electoratul, să ne judece. Și când vorbim de acea judecată, acest referendum este în felul său un fel de judecată. Dacă politicienii nu pot veni la un consens, este mult mai simplu. Se inițiază prin Parlament, dacă există maturitate politică la ziua de azi și cei care constituie actuala guvernare și, pe de altă parte, opoziția au ajuns la această maturitate, pentru ce noi să cheltuim bani și pe un eventual referend, care evident, dacă șeful statului este susținut de majoritatea cetățenilor, o să fie susținut și la un referendum. Chiar dacă domnia sa, bine, o să fie epuizat, nu știu, vedem, sunt necesare cel puțin 34 de semnături pentru a înregistra
și ai da curs. N-o să fie, o să mergem pe altă formulă, dar cred eu că ar fi oportun de luat în calcul și de împuternicit șeful statului, anume și cu un astfel de mecanism. Domnule Novac, chiar dacă a trecut o jumătate de zi de la acest briefing, au reușit ca să apară și voci care nu susțin această inițiativă și se pune întrebarea că prea dese umblă la Constituție, umblă, iau în ghilimele de rigoare, în contextul ceea ce spunea și domnul Medrigan, când 1994 a fost adoptată în condițiile care erau. Care este adevărata stare de lucruri? Păi bine, eu am spus de mai multe ori, indiferent ce o să fac șeful statului, permanent o să fie cei care o să-l critice. Indiferent că e un lucru bun și chiar dacă ei în adâncul sufletului și în mintea lor luminoasă înțeleg că este o inițiativă bună, asta este ceva din domeniul Baba Iga всегда против. Ori pe de altă parte, păi așa este. Noi observăm că avem o caravană de blogheraș, de analiști politici, niște bursieri, aș zice eu, a unor forți politici, care de dimineață până seara, eu îmi pun întrebarea când mai lucrează, că dimineață până seara stau, lucrul lor. Stau pe Facebook, ori la emisiuni. Eu, de exemplu, nu tot timpul găsesc, vă onoresc nici eu prezența, dar ei, dacă ai venit acasă, ai luat telecomanda și ai început, îl găsești. De la primul post TV până la 5-le, la 6-le, precis de peste dânșii. Domnule Medrigan, da, vă rog, permanent ori scrieți. Haideți să discutăm. Stimați colegi, puterea este un instrument foarte fin. Foarte fin. Și noi modificăm Constituția, dacă vrem, nu pentru domnul Dodon. Astăzi este domnul Dodon. Mâine poate să fie altul. Acum închipuiți-vă că domnul Timofte, care s-a declarat un unionist, avea atâtea împuternicieri. Cine știe cum putea să procedeze, dar după Dodon poate să fie un unionist. Totul e posibil. Noi trebuie să vedem un pic și mai departe. În perspectivă? Fiindcă, bun, așa este democrația, să mai schimbă președinții, n-ar fi într-un moment dat un pericol dacă ar veni un președinte cu alte viziuni. Aici trebuie să cântărim foarte bine, fiindcă noi zicem că da, pe o punte nu poate să fie doi capitani, da, pe o punte. Unul trebuie să fie comandă. Pe de altă parte avem această noțiune de balanță și contrabalanță a puterilor. Și într-adevăr, aici se aduce o argumentare practică unor state europene că da, este bine un echilibru, da, fiindcă să nu iei cineva în extremă, să nu iei în extremă. Deci, pe prim plan, ar trebui să fie interesele statului și a poporului, da? Numai că noi am avut diferiți președinți, nu întotdeauna s-au condus de aceste principii, inclusiv constituționale. Inclusiv constituționale. Noi am ajuns la aceea că sunt alte acte normative mai presus decât Constituția. Mă refer la o hotărâre a Curții Constituționale, respectiv la limba de stat. Deci noi am putea să ajungem într-o altă extremă, plus componența Curții Constituționale, care, cum se zice, dacă trebuie, facem. Și noi avem câteva hotărâri care eu le-am criticat vehement. Prin urmare, consider că această inițiativă trebuie cu experții în dreptul constituțional, la noi sunt persoane competente. Pentru aceasta este inițiativa, ea se lansează în cercurile și inclusiv cercurile universitare. Ar fi o dezbatere, poate unele mai prioritare, altele mai... Fiindcă știți, de a îndeplini voința poporului, noi suntem între niște condiții economico-financiare foarte complicate și viitorii ani o să fie și mai complicate. Domnule Medrigan, aici vroiam să ajung la aspectele financiare. Da. Punctul 4 zice, legea bugetului de stat nu a fost adoptată la 2 luni de la începutul exercițiului financiar. Exemplu, Constituției Estoniei și Bulgariei. Știm că noi la acest capitol tocmai suntem restanțieri, practic în fiecare an. E așa, domnul deputat? O să ne spună, da. Spuneți, domnule Medrigan. O ignoranță totală. Da. Noi am avut câteva cazuri când jumătate de an sau aproape am avut o adaptare bugetului undeva în luna iulie sau august, am uitat ce an.
Cu 2 ani urmă. Da, deci este o ignoranță, fiindcă este o prevedere constituțională. Parlamentul nu respectă Constituția, da? Trebuie un mecanism, fiindcă uitați-vă cum e procedura. Deja în luna septembrie, guvernul trebuie să prezinte proiectul bugetului pentru anul viitor. Undeva în luna septembrie, octombrie, cel târziu. Adică trebuie să lucreze deja ministerele în primăvară, să nu se ducă în concediu, fiindcă așa se formează ministerele, departamentele, deci aici se lucrează în guvern și guvernul este responsabil de prezentarea proiectului. Respectiv, parlamentul începe deja în toamnă. Deci noi vedem că se ignoră și dați să ne aducem aminte că parlamentul are și funcție de control, controlul parlamentar. Deci iată că noi n-am avut aproape niciodată să fie chemat guvernul, prim-ministru, să dea raportul de ce nu a fost prezentat proiectul. Și nu dovedeți bine să-l aprobe și să începe rectificările deja. Deja în lunile octombrie-noiembrie, fiindcă noi, uitați-vă câți bani... Deci e aprobat cu deficit. Cu deficit. Da, într-o majoritate de cazuri cu deficit, dar... Uitați-vă că ceea ce se preconizează în jurul de 4 miliarde 20-25% din buget sunt chipurile bani din străinătate. Și dacă nu ne dau, uitați-vă în ce hal noi am ajuns, că noi trăim pe datorii. Noi nu putem, uitați-vă, într-o familie, da, unde avem o familie, noi nu avem ce ne întreține. Da? Noi trebuie să trăim și din împrumut. Nu ne vor da și așa mai departe. Deci aici nu știu dacă ar fi cazul de o modificare în Constituție, dar este deja o prevedere în Constituție, trebuie mecanismul inclusiv cu demiterea sau de a pune întrebarea de a demite guvernul, moțiunea de cenzură, dacă guvernul nu respectă o stipulare constituțională. Deci mai sunt încă unele mecanisme de n-au fost până acum, ele folosite pe deplin. Și dacă într-adevăr se epuizează această cale, poate că este necesar de a trece la alta. Domnule Novac, regene zice că mai avem 3 minute la dispoziție. Haideți să vedem ce se întâmplă cu aceste inițiative în cazul în care nu sunt luate în calcul și vroiam să completați de fapt din experiența pe care o aveți pe marginea bugetului de stat. Ce se întâmplă totuși și de ce nu funcționează mecanismul despre care pomenea domnul Midrigan? Ce își ține de bugetul de stat, da, eu îi dau dreptate domnului Midrigan atunci când spune că el trebuie elaborat și prezentat din primăvară, nu strezesc așa stipulat, în tot cazul, da. O lună înainte de anul nou, îi vin unele state care se respectă pe sine, prezint bugetul pe 2-3 ani înainte și ulterior vin doar cu mici rectificări. La noi ne trezăm că a trecut jumătate de an și nu avem bugetul primit și îl primesc cu deficit. La 11 noaptea? Da, la 11 noaptea când se lipesc copii deja de somn, ochii se lipesc. Jumătate din deputați dorm, jumătate nu intră în esență. Cafea, vreo 3 stau pe Facebook și ei primesc bugetul. Acolo ei habar nu au și când se vorbește despre domnilor, pentru ce noi să primim bugetul ăsta cu un deficit, când noi să ajungem peste o lună de zile să-l rectificăm tot noi. Adevărat. Tot să ridicăm și să ajunge la situația de rectificare și când pui întrebarea: dar de ce am ajuns în situație că nu trebuie să rectificăm bugetul celor responsabili? Ei spun că, știți, la momentul nu s-au făcut calculele corecte. Păi bun, dar atunci când l-am primit noi, de asta vă spuneam, de ce am mers așa înainte și s-a votat cum s-a votat? Tot strâng de umeri și așteaptă. Dar asta se face cu scopul, știți cum? Iau un deficit bugetar, iau o pauză pentru... Formează o delegație și cu Hărmalaie tot Europa cu mâna întinsă. Dați-ne, vă rog, de acolo leac, de acolo leac, dincolo leac. Cum în cazul României astăzi au mai alocat încă o tranșă de 50 de milioane, cel promis încă, dacă nu greșesc, în 2015. Domnule Novac, ce facem dacă nu găsim cele 34 de semnături? Scurt. În cazul în care nu se găsesc cele 34 de semnături, mă rog, se poate veni cu o inițiativă de referendum, mă refer la... De ce nu o fracțiune parlamentară poate să vină cu o astfel de inițiativă? Ar fi o cale, dar cu cât mai mult se tergiversează toată asta, timpul lucrează în defavoarea lor. Și atunci când cetățeanul Republicii Moldova vede că
președintele Republicii Moldova nu a implementat 1, 2, 3 din cei ce a promis, că a fost blocat la anumite etape, eu nu știu ce pot veni la următorul scrutin parlamentar în fața cetățeanului. Deci aici este un băț cu două capete care el inevitabil o să-i pocnească în frunte pe cei care blochează. Domnule Novac, domnule Mîdrigan, pe această notă suntem obligați să punem punct emisiunii de astăzi. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit în această seară. Rămâneți alături de noi.